Bună! Este februarie și mai avem un pic și vine, din punct de vedere calendaristic, primăvara, pentru că luna viitoare este primăvara, din punct de vedere calendaristic, repet, deși vremea de afară, zilele astea m-a cam dus cu gândul la primăvară, dar așa când mă gândesc la martie, mă gândesc că vine căldura și sper că așa se întâmple și în realitate, nu doar în gândurile mele. Și de ce vă spun că vine primăvara și de ce mă gândesc eu la primăvară? Pentru că am aici un colet pe care l-am primit de la Sephora cu noutățile de primăvară și vreau să vă zic și vouă care sunt, să vi le arăt. Vreau să vă zic așa că în momentul în care am deschis coletul de la Sephora eram foarte încântată pentru că mi-am dat seama imediat despre ce e vorba. M-am uitat la produse, dar nu am încercat niciunul înainte, deci niciunul. Pot doar să vă spun că m-am uitat la ambalaje, nu le-am desfăcut, nu m-am uitat să văd textură și chestii și așa mai departe. Tot ce pot să vă spun este că de fiecare dată, Sephora, când ne trimite nouă vloggerilor noutățile, ne trimite și tot felul de informații despre produse și aici am tot ceea ce ține de Sephora Collection și pot să vă zic că produsele care sunt din Sephora Collection, adică marca Sephora, sunt deja prezente în magazine din ianuarie. Sunt foarte curioasă de rujurile acestea, din ce am văzut pe YouTube sunt extrem de cremoase și pigmentate. Din ce am văzut am și eu unul, să văd ce nuanță este. Da, și asta vreau să vă zic că cele din Sephora, din brandul Sephora, de la brandul Sephora, oh my god, se găsesc deja în magazinele Sephora și pe sephora.ro dacă vă interesează și oricum, până apar și la noi toate noutățile, cu siguranță veți vedea și la alți vloggeri clipul acesta. O să vedeți la fiecare în parte care cum a primit și ce părere are fiecare despre produsele acestea. Dar celelalte produse pe care o să vi le prezint astăzi, în afară de Sephora Collection, de cele din Sephora Collection, urmează să apară atât în magazine cât și pe site-ul lor, pe sephora.ro. Și vreau să vă zic așa că primul produs pe care vreau să vi-l arăt este acesta. Este paleta aceasta de la Too Faced Chocolate Gold. Hai să vedem împreună cum se prezintă la interior. Asta e cutia. Up, așa arată paleta. Întotdeauna cei de la Too Faced oferă și materiale informative și, bineînțeles, variante de machiaj pe care le puteți crea cu ajutorul culorilor din paletă. Paleta așa se prezintă. Este o ciocolată, practic, învelită în gold, în aur. Și ideea asta de lichid care curge. Hai să vă arăt cum arată la interior. Îmi place foarte mult. Am văzut-o online. Da. Da, super. Așa arată la interior. O să o țin așa. Și are o oglindă care de data aceasta se desface până, adică paleta se face plată, spre deosebire de celelalte palete, ce puțin eu am pe cea de la Too Faced Sweet Peach, aia rămâne așa și cel puțin pe mine ca make-up artist mă cam deranjează treaba asta, pentru că de obicei când îmi așez paletele pe masa de lucru îmi place să fie toate așa ca să le pot pune una lângă cealaltă. Lăsând acest aspect la o parte, oglinda este mare, este full size, cât toată zona asta metalică, spre deosebire de cea Sweet Peach, iar înăuntru fardurile sunt acestea. Asta e combinația de culori. Ce pot să vă zic așa? Să vedem cum s-o țin. Ok. Ce pot să vă zic este următorul lucru. Culorile astea de aici. Hai să vedem. Băi, cum s-o ține, mă? Așa. Culorile astea de aici, asta și asta, sunt mate. Textura este mată. Toate celelalte sunt foiled, nu sidefate, sunt foiled. Și vreau să vă fac un pic și câteva swatch-uri. Îmi place la nebunie următorul lucru, cu toate nuanțele astea mate. Nuanțele astea, de fapt, sunt neutre, toate. Și pe celelalte, vibrante și foiled, le puteți utiliza în orice combinație împreună cu cele mate. Pentru că aveți nuanțe de tranziție, aveți umbră, penumbră, lumină și întuneric, negru. Așa că cu siguranță paleta asta o să vă placă, mai ales dacă iubiți culorile și, bineînțeles, puteți să le utilizați în combinație cu farduri neutre. Hai să vă fac niște swatch-uri ca să înțelegem cu toții despre ce este vorba. Asta este Chocolate Gold,
este nuanța asta cea mai mare din, din paletă, este nuanța asta de aici, Chocolate Gold. Iar hai să facem și rozul acesta care se numește New Money. Ăsta e, imediat vi le fac și pe mână. Facem și Dripping Diamonds, denumirile sunt foarte faine, sunt așa de actualitate. Hai să facem și verdele ăsta de aici. Deci ele așa arată la primul swatch, iar pe mână arată în felul următor. Oh my god, dar ăsta, Chocolate Gold, este superb, superb. Și, și Dripping Diamonds, foarte frumos. Foarte frumoase. Nu mi se par extrem de cremoase, să știți, mă așteptam să fie mult mai cremoase. Cremos mi se pare ăsta, Dripping Diamonds, și ăsta, Chocolate Gold. Astea două, verdele și rozul, nu mi se par foarte cremoase. Dar vă promit că o să fac un clip săptămâna viitoare. Nu știu dacă următorul, dar în orice caz, unul din clipurile următoare va fi cu utilizarea majorității produselor de aici. O să facem un machiaj, adică o să fac un machiaj și o să discut în principiu cu voi despre ce părere am despre ele. Astăzi doar vi le prezint și vă arăt așa în mare ce puteți găsi printre noutățile Sephora din primăvara aceasta. Haideți să mergem mai departe. Am aici un burețel din acela coniac. De data aceasta este unul de față cu argilă roz. 100% natural, este un burete din acela care exfoliază fața și dacă vreți înlocuiește peria aceea rotativă care curăță porii. Sunt curioasă să-l încerc și pe acesta, vă spuneam că mie îmi plac, el este un produs corean și în general coreencele folosesc bureței de genul acesta și în general sunt, dacă vreți, mari iubitoare de curățenie intensă a tenului și am văzut pe YouTube foarte multe vlogărițe din Coreea care utilizează astfel de bureței în curățarea tenului. Sunt curioasă să-l încerc, se umezește și mai apoi devine mai moale, el acum este tare aici, dar devine, se înmoaie în contact cu apa și se poate curăța fața. Eu cred că dacă aveți tenul gras sau combinat cu pori vizibili ca mine, unde se adună praf și impurități pe parcursul zilei, după ce vă demachiați seara, este foarte important să utilizați fie o perie rotativă, fie un astfel de burețel care să ajute la curățarea porilor și să mențină pielea curată, să o lase să respire. Hai să mergem aici mai departe. Iarăși produs de la Tony Moly, de data asta tot corean și ăsta. Este un Taco Pore Bubble Pore Pack. Este un produs pentru curățarea porilor. Orice recipient la ei este super drăgălaș și mă duce așa cu gândul la copilărie. Ăsta, sincer, nu știu, made in Korea, scrie în coreană aici și din păcate nu-mi dau seama exact ce este un pore pack. Bănuiesc că este un produs de curățare a porilor. Aici are, se îndepărtează căpăcelul acesta și are aici o protecție. Este o mască pentru pori. Vai, ce frumos miroase. Cred că e ceva cu cărbune. Vai de mine, dar arată miroase foarte, foarte frumos. Ambalajul arată frumos, dar până acum masca miroase foarte frumos. Nu am și instrucțiuni în limba română sau engleză. Asta e o problemă. Ba da, am ingrediente în limba engleză. Da, doar ingrediente. Apă, glicerină, sodium. Taco Pore Bubble Pore Pack. Da, este o mască pentru curățarea porilor. For external use only. Asta evita contactul cu ochii. Și atât. E din Coreea. Da, o să încerc să caut mai multe detalii despre asta pentru că, din păcate, pe ambalaj nu am instrucțiune în limba engleză și nu știu exact să vă spun ce face produsul acesta. Dar știți că de obicei când vă prezint noutăți, aștept de la voi comentarii să-mi spuneți ce vă interesează despre ce produse ați vrea să vorbesc, mai ales acum că știți că urmează să fac un clip și vreau să-mi lăsați în comentarii ce anume din produsele pe care vi le prezint astăzi vă interesează cu precădere, ca să știu să vorbesc despre ele în clipul următor, în clipul de săptămâna viitoare. Așa că vă rog, aștept comentariile voastre. Bun! Vă spuneam că se pune foarte mult accent pe skincare de ceva de vreo 2 ani încoace, a început să se pună accent pe skincare foarte mult și iarăși Skin Food vin cu, cei de la Skin Food vin cu o mască pe bază de roșii, se numește Tomato Soup Sleeping Pack. Eu în general știu că produsele de la
skin food, miros exact așa cum scrie pe recipient. Dacă zice că e cu roșii, miroase a roșii. Dacă zice că e cu pepene, miroase a pepene. Și v-am mai spus în clipul de anul trecut când v-am prezentat produsele de vară, când au apărut produse coreene la noi în Sephora, și vă spuneam atunci că mă impresionează foarte mult produsele de la Skin Food, pentru că sunt făcute din produse naturale, au la bază produse naturale, produși naturali, și miros extrem, extrem de bine. Da, asta este o mască de tonifiere pentru ten. O să mergem un pic mai departe și de data aceasta o să vorbesc despre niște produse de mâini, pentru că am aici două din ele. Opsi! Da. Astea sunt. Aici, asta este un gomaș, da, asta este un gomaș cu miere pentru mâini. N-am folosit niciodată un gomaș. Ați folosit gomaș pentru mâini și cum vă împăcați cu ele? Iar aici este un balsam cu o cremă, de fapt, dar se pare dacă e balsam... pare că e un pic mai hidratant, mai hrănitor, pentru mâini cu migdale. Cele vin, normal trebuie să folosești întâi gomajul, exfoliantul, și după aceea să folosești ceva pentru hidratare. Ia să vedem cum miroase treaba asta. E sigilat, dar o să-l desfac, pentru că sunt curioasă să utilizez gomaj, dacă am posibilitatea acum, pentru că n-am folosit niciodată gomaj pentru mâini. Miroase proaspăt. Da, bine, știți despre mine că eu nu știu să vă exprim mirosurile, așa că mai mult decât proaspăt, fresh, fructat, cer scuze, nu știu să zic mai multe, dar ca idee, astea sunt produse pentru mâini și îmi place că sunt mai micuțe, așa, și că le poți purta în geantă, spre deosebire de alte creme care sunt în cantitate mai mare. O să mergem la o altă cremă de data aceasta și este o cremă de la brandul Blif. Este tot un brand corean. Asta chiar este fabricat în Seul? Seul? Da, made in Korea, Seul, Korea. Este o mască de hidratare, de hidratare intensă, extremă, dacă vreți. Aici spune clar că crește nivelul de hidratare al pielii cu 70%. Adică, wow! Haideți să vă... Îmi place în primul rând packaging-ul ăsta, că este așa dintr-un carton. Nu neapărat foarte tare, dar e un pic șters așa pe margini și mă duce cu gândul la un ambalaj vintage, dacă vreți, e așa șters. Și crema se prezintă în felul următor, așa este aici, are... interesant, are un căpucel, așa arată. Și bineînțeles, după ce îi îndepărtez cu protecția aceasta, este ca... este un gel, dacă vreți, mai mult decât o cremă foarte densă. Da. Ok. Ați văzut-o, nu? Așa arată și este, are o textură mai mult de gel decât de cremă grasă. Și vă rog să-mi spuneți ce vă interesează să probez mai repede ca să vă dau impresii. O să mergem mai departe. Tot un produs de... e un demachiant de data aceasta pentru ochi și buze. Vreau să zic că este tot un produs de skincare. Este bifazic, deja l-am agitat. Are o parte roz și o parte albă și văd că este extrem de lichid. De data aceasta este din Sephora Collection și are, da, e o sticluță sigilată și turnați pe cotonetă, după care demachiați ochii și buzele. Ce mai avem aici? Au o chestie care îmi place foarte mult. Au, cei de la Sephora mai nou au săpunul acesta de pensule solid. Este un săpun solid de pensule. Hai să-l și vedem, pentru că vreau să-l iau cu mine deja, să-l bag în trusă, să văd, să spăl astăzi pensulele cu care o să machiez, ca să văd ce și cum. E sigilat și așa. Așa, dragă, haideți, fă-te. Deci arată cam așa, e roz, face pachet. Asta, packaging-ul ăsta roz. Ok, are aici, ce fain! Are și un o chestie din aceea, din cauciuc, pe care puteți să frecați pensulele pentru o curățare mai intensă și e cu, se prinde cumva de săpun și îmi place că cred că asta puteți să o puneți, să o lipiți cumva de chiuvetă, da? Când spălați pensulele la chiuvetă, pentru că are ventuzele astea de dedesubt aici și bănuiesc că prima dată au luat orice alt săpun solid, îl puneți sub jetul de apă, veniți cu pensula și frecați puțin aici, după care veniți și frecați de treaba asta cauciucată și iese toată mizeria.
este... El arată cam așa, ăsta se păstrează. Sunt curioasă dacă au și... Nu m-am uitat. Dar sunt curioasă să văd, o să știu un clip următor cu siguranță, dacă au și rezerve, să păstrez cutia și să vin doar cu rezerva, o pun aici și reînnoiesc produsul. Da, e un săpun solid, care miroase foarte frumos. Miroase trandafir. Da, o trandafir miroase. Îmi place la nebunie treaba asta cu cauciucul. Până acum la produsele, la săpunurile solide pe care le-am utilizat pentru pensule, n-am avut treaba asta. Și îmi place, îmi place. Se fură, mișto. Îmi place foarte mult treaba asta. Mergem mai departe și mi-au trimis, asta cred că este un brand nou, pentru că nu știu, eu nu l-am mai văzut până acum la măști în Sephora și utilizez măștile din Sephora. Uzu, O-O-Z-O-O, este o mască pentru față, o mască hidratantă și are ursulețul ăsta cu ala pe ea, este pentru toate tipurile de ten și testată dermatologic, o să încerc, nu cunosc, nu cunosc nici brandul și vă spun despre ce este vorba și bineînțeles, Tony Moly, măștile astea le cunosc, nu am utilizat-o pe asta, este o mască de iluminare a feței. Dar am utilizat, în special îmi place cea cu roșii de la ei. Le găsiți la ei în Sephora și vă spuneam că au ca și preț, se duc undeva în jurul la 22-23 de lei o mască de genul acesta. Sunt măști pe care le puteți utiliza în excursii dacă plecați undeva, băgați măștile astea în geantă și le folosiți acolo în excursie fără să luați după voi mai multe recipiente de cremă. Și sunt foarte, bineînțeles, în funcție de problemele pe care aveți, sunt hrănitoare, hidratante, de tonifiere, de îndepărtare a petelor, de neapărat îndepărtarea petelor de pe față, ci de rezolvarea problemelor pe care le aveți. Mai am aici un un spray din acela de dry shampoo. Da, șampon uscat, bravo. Șampon uscat este cu ceai verde și... O să-l încerc și pe ăsta, să vedem cum e. Eu în ultima vreme nu prea am mai utilizat șampon uscat, nu știu, pentru că îmi place foarte mult să-mi hidratez tenul și să utilizez produse care mi-l hidratează, dar pentru că l-am primit pe ăsta și pentru că este într-un recipient așa mai mic pe care pot să-l iau cu mine, o să-l iau cu mine la studio, să-l am acolo și să-l utilizez înainte de filmări și așa mai departe, ca să-mi fac o idee despre el. Și dacă vă interesează, o să vă spun părerea mea. Și mai am aici un produs, este un spray hidratant cu trandafir, da, este cu trandafir, pe care îl utilizați înainte de machiaj sau după ce ați aplicat tonerul pentru hidratare și pentru pregătirea tenului pentru aplicarea următoarelor produse de hidratare. Dar pentru o hidratare superficială, dacă vreți și rapidă, puteți să-l luați cu voi în geantă și îl aplicați pe parcursul zilei. În primul rând că miroase și foarte frumos, dacă vă place mirosul de trandafir și vă menține eventual și machiajul mult mai proaspăt, cu aspectul acela proaspăt. Pentru că dacă aveți tenul gras și aveți tendința să puneți multă pudră dimineața, un sfat pe care vi-l dau ca să scoateți efectul acela pudrat pe loc, folosiți un astfel de spray. Fâs de la 20 cm distanță și se duce efectul acela super, super pudrat și rămâne tenul cu un aspect proaspăt și sănătos. Ok, și vă spuneam că mergem la produsele de machiaj, pentru că am și câteva produse de machiaj, noutăți de la Sephora. Și prima dată vreau să vă arăt acest Silly Sponge, marca Sephora. Eu n-am avut până acum niciodată Silly Sponge, așa că iată, acum vă arăt un Silly Sponge, care vine într-un pliculeț din ăsta, pe care îl țineți. Bine, de fapt puteți să-l țineți și după ce îl utilizați, îl băgați în același pliculeț și se menține într-un mediu curat. Wow, ce faină e textura asta! Ce moale este! Păi, e o senzație așa de faină să pui mâna pe un Silly Sponge. Asta acum dau seama de ce toate fetele pe YouTube când utilizau un astfel de instrument, zice, ok, super moale la atingere. Chiar este super moale la atingere. Este foarte flexibil, n-am utilizat până acum niciun astfel de produs, nu știu, n-am utilizat niciun Silly Sponge și nu știu cum funcționează, dar vreau neapărat să-l utilizez în clipul în care vă voi face un tutorial cu produsele de machiaj de la Sephora și o să vă vorbesc despre ce părere am eu, așa în mare, la început, despre ele. Da, roz, foarte, foarte fain, o să-l pun aici, îmi place cum se simte la atingere, cred că o să-l iau așa, nu știu, cum o să se cumpărte în machiaj, dar eu cred că o să-l iau cu mine în mașină doar așa, să fie antistres. Că
că îmi place la nebunie cum se simte la atingere. Hai să mergem un pic mai departe și am am și primer, am și fund de ten, bun. Ok, am văzut când am desfăcut coletul acesta că este primerul acesta Beauty Amplifier, este o bază siliconată din ce pare mie aici. Eu, în schimb, utilizez primerul de la Sephora, îl am la studio într-un alt recipient, un pic mai micuț, dacă vreți, și tot Beauty Amplifier se numește, s-ar putea să-i fi schimbat packaging-ul, ori să-i fi schimbat și formula, nu știu sigur, o să-l testez și o să vă zic, dar ce pot să vă spun este că deja eram mulțumită de cel prezent în magazine, prezent în colecția lor. Sunt curioasă să văd dacă la asta au schimbat formula, au schimbat în orice caz și packaging-ul și recipientul, e tot din acesta cu pompiță, dar... nu știu, o să văd despre ce este vorba. Până în momentul de față pot să vă spun despre cel pe care îl am deja la studio, că are un finish, o textură siliconată și că lasă tenul cu un finish mat și asta îmi place foarte mult. Se aseamănă, dacă vreți, cel pe care l-am deja cu photo finish de la Smashbox, dar discutăm mai multe când o să-l utilizez pe acesta și vă spun ce părere am și despre cel nou. Am și un fond de ten, Sephora Glow se numește, așa arată el. Da, o să trebuiască să-l testez, să văd despre ce este vorba, așa că fiți pe fază în clipul cu produsele pe care le voi testa de la ei. Mai am un creion de... un creion de ochi, Glide Liner Waterproof, este alb și face parte din Sephora Collection, de fapt toate produsele astea fac parte din Sephora Collection. Sunt de la brandul Sephora și vă spuneam că deja le găsiți în magazine din luna ianuarie 2018. Iar așa o chestie foarte faină, este un tint, cheek and lip tint, dacă vreți mă duce cu gândul la Benefit, tintul de la Benefit. O să fac chiar o comparație când o să fac clipul cu produsele pe care le utilizez de la ei, chiar o să fac o comparație, o să-l scot și pe acela pentru că l-am la studio. Și o să vă spun care sunt asemănările și deosebirile dintre ele, dar ăsta este un produs, mie nu mi se pare chiar așa lichid ca cel de la Benefit, e un pic mai dens, dar este un produs pe care puteți să-l aplicați atât pe obraj, pe post de blaș, cât și pe buze și pătează puțin, nu pătează într-un mod inestetic, să ne înțelegem, ci pătează zona respectivă a buzelor și se păstrează pe o perioadă îndelungată pe parcursul zilei. Mai am un mascara, Outrageous Extension Dramatic Volume and Length Mascara. Este mai gras așa recipientul. O să vedem și despre asta în clipul cu utilizarea produselor. Și vă spun că am și eu un ruj din ăsta. Am și eu un ruj din ăsta din Lip Stories by Sephora. Ce nuanță am aici? 42. Ia să vedem ce nuanță este asta. Îmi place în primul rând packaging-ul. Ne sunt dintr-un carton. Cred că și auziți. Sunt dintr-un carton. Și se prezintă cam așa. Wow, este un auriu copăr metalic. Da? Da. Ăsta e. 42. Cum o să-l utilizez? Eu n-am utilizat niciodată o astfel de nuanță pe buzele mele. Trebuie să mă gândesc la o variantă de a-l utiliza. Trebuie să mă gândesc. Foarte tare, în orice caz. Am impresia că sunt 24 de nuanțe. Nu, sunt 30 de nuanțe. Da. Sunt 30 de nuanțe și aici le aveți pe toate, bineînțeles, le găsiți pe toate pe site-ul Sephora, astea sunt toate. Din ce am mai văzut pe YouTube, vă spuneam că am văzut și alte tutoriale cu modul de aplicare și pigmentația lor și sunt chiar spectaculoase. O să mergem mai departe și avem aici niște bureței din aceea de tip Beauty Blender, dar micuți, doar că vreau să și desfac unul din ei, doar că de data aceasta ei se aplică efectiv pe deget, așa, ca în exemplul acesta de aici și vii cu respectivul burețel exact în zona aceasta de sub ochi. Nu știu, chiar sunt curioasă să utilizez un astfel de produs, un astfel de burețel pus pe deget, pentru că să știți că cu ceilalți mici, atât de la Real Techniques cât și de la Beauty Blender, nu prea mă înțeleg pentru că, nu știu, mi se pare greu să-i ții așa în mână și să fii cu ei acolo așa, dar dacă îl pui pe deget, într-o zonă... într-un spațiu mai mic de genul acesta, s-ar putea să funcționeze altfel. Chiar sunt curioasă să îi folosesc și pe aceștia. Mai am aici o paletă din aceasta mică. Se numește Miniature Palette. Este o paletă cu 6 farduri. Haideți să vedem. Ok,
vine cu niște informații despre ingrediente și mod de utilizare, despre fiecare culoare în parte, ce ingrediente are. Foarte interesantă treaba asta. Pe spate, aici nu mai scrie pe spatele ei, după ce eventual puteți păstrați asta dacă o aruncați, nu o să mai știți exact ce ingrediente are fiecare culoare în parte, dar ea arată cam așa, îmi place foarte mult cum se prezintă și se deschide. Să vedem că acum o văd și eu pentru prima dată. Se deschide cam așa. Are o folie protectoare și variante de machiaj. Sunt două farduri mate, acestea de aici, și restul sunt sidefate. Iar aici, acestea două au și niște particule mici de sclipici. Foarte interesantă ca și culori. Dacă vreți pentru o adolescentă, pentru un machiaj de zi cu zi, mi se pare că e ok. Bine, nu neapărat cele cu sclipici de aici, pe astea să le utilizați în machiaj de seară, dar astea de aici, astea patru de aici, da. Și are și un miros plăcut. Iar ultimul produs pe care l-am aici este un iluminator. Este acest iluminator de care eram super curioasă și mă bucur tare mult, Sephora, că mi l-ai trimis. Îți mulțumesc tare, tare, tare mult, tare mult. Pentru că eram curioasă, pe YouTube văzusem alți vloggeri din afară care au vorbit frumos despre el și se pare că au păreri pozitive. El arată cam așa. Așa arată și este un auriu. Da? Așa, ia să încercăm. Din cauza că are relieful ăsta, în momentul în care bag digitul în el, nu mi se pare extrem de cremos, pentru că nu-mi dau seama că eu ating relieful respectiv, dar când lucrez cu el pe piele, ce frumos se întinde. Ia, sper că vedeți. Mama mia, este superb, superb, iar mi se pare că se topește așa frumos în piele. Vai de mine, ce nuanță este asta? Este nuanța Natural Glow. Foarte, foarte, foarte fain. Foarte fain. Îmi place cum se topește în piele, cum se întinde. Așa frumos. Da, 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 da. Îmi place. Abia aștept să le încerc. Abia aștept să le încerc, să mă așez la studio și să filmez un tutorial și să vă spun părerea mea despre ele. Bine, o primă părere, așa, la prima vedere, a doua vedere. Dar vă rog să-mi lăsați în comentarii, pentru că astea au fost produsele pe care le-am primit din colecția de primăvară de la Sephora de anul acesta, din primăvara aceasta. Vă rog să-mi lăsați în comentarii ce produse vă interesează cu precădere, ca eu să știu să îmi fac temele și în clipul următor să vă spun despre fiecare în parte câte ceva. Ce pot să vă zic? Mă bucur că ați fost alături de mine și de data aceasta. Mă duc să mă spăl pe mâini pentru că sunt deja plină de... mai am aici o cotonetă cu apă micelară. Mă duc să mă curăț și vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine. Nu uitați că ultimul clip pe care l-am postat este aici undeva. Dacă v-a plăcut clipul de astăzi și vreți să vedeți și alte clipuri, dați un subscribe undeva aici și nu uitați să-mi lăsați în comentarii ce produse vă interesează din colecția asta, ca eu să știu să-mi fac temele și în clipul, într-unul din clipurile de săptămâna viitoare să vi le prezint un pic mai în detaliu. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine încă o dată și ne vedem în clipul următor. Bye!